La această conferință, trebuie să vă spun cinstit, am visat de 2 ani. Și mulțumesc domnului președinte al Asociației Intercomunitare că a venit spre noi, Fundația Mihai Eminescu Trust, să ne ceară sprijinul. Și atunci am reușit să conving reprezentanții Consiliului Europei să vină aici, în locul acesta minunat, în Țara Făgărașului, în județul Brașov. Încă o dată să avem ce șterge? Mulțumesc mult de tot! Has to be adjusted to the specific situation in each place. And I think that also is another important message, because if you all look at the FAR convention, you don't have full-fledged methodology in FAR. Da. Și ceea ce este foarte simplu, interesant și frumos la convenția de la FAR este că nu este o metodologie strictă. Ci convenția de la FAR, principiile convenției de la FAR pot fi adaptate la caz la caz. Sunt primarul comunei Voila, din Țara Făgărașului, sunt onorat să particip la această conferință. După cum bine știți, toți cei care suntem proveniți și născuți și crescuți în mediul rural, leacul când pleca în armată, se îmbrăca în costumul popular de sărbătoare și făcea o poză. Toți cei care plecau în armată în anul respectiv. Vreau să vă spun că bunicul meu, la 1908, a făcut o poză cu un chetar. Cu un chetar. Deci, haina de deasupra pentru invitații noștri. După aceea, tatăl meu, când a plecat în armată la 1954, a avut același chetar pe el. Eu, când am plecat în armată, am avut același chetar pe mine și am colindat cu el de Crăciun în fiecare an. Fiul meu, care are 19 ani, are același chetar și încă mai adânc. Vreau să vă spun că acest cheptar pentru noi are o valoare inestimabilă. Niciun ban ar putea să cumpere acest veșmânt de îmbrăcăminte. Acum ați putea să spuneți că sunt subiectiv. Ei, dacă noi care suntem acum trecători și suntem administratorii acestor comune, la fel trebuie să... Cum gândesc eu pentru acel cheptar că are o valoare inestimabilă, așa are și valoarea totală a patrimoniului cultural pe care îl avem. O să regăne în diversitate. În diversitate. Buset de roman, buset de angura, buset de saxon, buset de rom. Să vă respite! No, din fierul ăsta o să facem o potcovă mică. De la pui. Bine, noi o facem în atâta timp, dar când am început, nu o făceam în 5 minute, că o făceam într-o jumătate de zi. Ca și în piciorul meu acolo. Păi da, face și așa. Am văzut acest lucru, asta ne trebuie la visc. Dar a fost foarte greu, fiindcă astfel de stații de purare nu sunt în legislația noastră. Doar să ne adunăm iarăși cu toții. Cauză. Da. O să încep cu istoria acestei cântăbe. Aici a fost școala să se iasă înainte. Obiectivul se grup de lucru. Obiectivul grupurilor de lucru. Se că două persoane diferente arrivă a se concerte. Obiectivul grupurilor de lucru va fi ca două persoane diferite să ajungă la un răspuns comun, să ajungă la un consens. Si posibil. Dacă este posibil.